Circulă informația, dragi prieteni, nu vă spunem o noutate, dar o reactualizăm un pic. Suntem ca iPhone-ul 10S, că e un pic iPhone-ul 10 reactualizat, că maestru Karl Lagerfeld, Dane, da, ar fi lăsat averea unui pisoi, dar ideea este, pisoiul avea pe cineva? Pentru că dacă stai singur, nu putea să lase, mă iertați, putea să lase un om de dimensiunea lui Karl Lagerfeld, nu putea să lase averea unei pisici. A lăsat-o unui pisoi, unui motan. Da? Dar întrebarea este, oare motanul ăla nu fi găsit și el la un moment dat de asta o roturieră din asta, o călcătoreasă, o dantelăreasă pe undeva? Știi că sunt filmele alea în care primești o moștenire la condiția să te căsătorești sau să faci copii. Asta ar fi o condiție imposibilă. Dar el era invers, da? Cine știe dacă motanul l-a ascultat? Ar fi o condiție imposibilă pentru Tomiță, spre exemplu, care la el, făcutul copiilor, deja e istorie. De asta spun. Știu că ești tată de familie de motan, deci este o chestiune extrem de sensibilă pentru tine. Ai trăit drama aia a despărțirii de puiuți, dar cum a trăit și Karl Lagerfeld când i-a murit iubitul la 38 de ani. În fine, situații sigur pe care noi ăștia care nu le-am trăit, nu le putem decât comenta așa, doi peri. Dar încă o dată, pune-te și în situația acestui motan care moștenește o avere deocamdată necifrată, dar cine știe, câteva catralioane, da? De parai, pentru ce, bă? Și tot să ajungă pe mâna până la urmă unei pisici care aparținea unei familii de ăștia de refugiați. Da, veniseră niște indonezieni, niște somalezi cu pisica în brațe pe vapor și aia s-a dus printr-un gang, i-a găsit pisicul lui Lagerfeld și cine știe, i-o fi căzut ăluia cu tronc. Da? Asta e marea dramă a planetei astăzi, nu ce învârte PSD-ul pe la ministere prin România. Dane, în rest, 2-0, în sfârșit, denotat acest lucru, facem o statistică totuși detalie, 6 din 6 meciuri până acum, desfășurate în optimile de finală tur ale Ligii Campionilor, 6 din 6 s-au terminat la pauză 0-0. Oare, da, cât, oare cât luai dacă jucai? 6 din 8 reprize au fost 0-0. Da, exact. Fabulos. Rămâneți cu Dan Bâra pe mâine seară. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Iată că ne-a ieșit în sfârșit cota de 2 după o pauză lungă și greu de suportat. Cota de 2 a fost câștigătoare astăzi și Sabin în sfârșit poate respira fericit, liniștit. Te salut, Sabin! Salut, Dane, salut, parări! Da, pot să respir liniștit pentru câteva ore, pentru că mâine dimineață, mâine spre prânz, ne apucăm de conceperea cotei 2 pentru puni mâine și în sfârșit... Am mai spus eu, asta e ca antrenorii la fotbal, știi, da, când au o partidă pe care o câștigă, se duc fericiți acasă, dar săptămâna viitoare nu se mai știe meciul următor, dacă mai au de unde se întoarcă. Da, am spart în sfârșit seria nefericită, Sunderland Gillingham, pauza final 1, a fost 4-2, Lyon-Barcelona sub 2,5 goluri în prima repriză, 0-0 final. Thompson-Granollers 1 cu handicapul 1,5 seturi. Thompson a câștigat cu 2-0 la seturi. A fost o zi destul de bună la pariuri, dar cu siguranță că cele două remize fără goluri au încurcat pe mulți pariuri și pe noi ne-au încurcat, pentru că am pariat gol în ambele reprize la cele două partide, dar am venit și cu o serie de variante, cum le spui tu, variante istețe, pariuri de jucat și altfel. Uite, la Liverpool, Bayern am avut gazele sub 25 cartonașe, doar Henderson a luat cartonaș prin minutul 70, sub 25,5 faulturi la cota 1,87 au fost 22. În Lyon-Barcelona, tot la o cotă de 1,87 am pariat că Lyon va avea posesie peste 37,5%, 41% posesia. Am avut tenis bun propus, ponturi bune pe tenis propuse aseară, hockey-ul
ca de obicei, ne-a adus ceva bănuți. Mă repet, pariați conturile noastre din hockey pentru că nu o să vă pară rău. Pariuri câștigătoare prin ligile inferioare engleze a fost o, dacă măcar un ambele marchează, dacă aveam un, într-un meci de Liga Campionilor, era chiar un bilanț undeva spre 90%. Da, Sabine, șoc și groază, Chiriche și revine după îndelungata absență cauzată de problemele la ligamente. Se pare că este în vederile selecționerului, capitanul naționalei și probabil cel mai slab fundaș pe care l-am avut în ultimele decenii în echipa națională. E bine, e refăcut și o să intre, spune presa italiană, în partida pe care Napoli o joacă cu Zurich, returul partidei cu Zurich. Pentru unii e veste bună, pentru mine, dimpotrivă, mi se pare un om în care, în jurul căreia nu poți să construiești echipa națională, nu ai cum să-l pui capitan de echipă pe Chiricheș, în primul rând, pentru că omul ăsta nu are nicio treabă cu meseria de fotbalist și cu atât mai puțin cu cea de fundaș. Da, îi merge, are, mi se pare, 4 milioane de euro salariul la Napoli, ceea ce e o realizare în sine, fără să mai conteze și performanțele sportive. Ne îndreptăm către ziua de mâine cu celelalte meciuri, oarecum prudenți, pentru că am văzut, așa cum spunea și Radu, 6 din 8 reprize până acum în optimile Ligii Campionilor s-au încheiat cu scorul de 0-0. Avem două partide mâine, Atletico Madrid-Juventus și Schalke-Manchester City, de care ne temem sau, dimpotrivă, poate vom specula puțin, pentru că la un moment dat trebuie să rupă și eu știu, cercul ăsta al rezultatelor cu puține goluri. Mergem către meciul zilei Unibet, Atletico Madrid-Juventus. Avem o informație apărută doar în urmă cu câteva ore. Presa din Italia spune că mijlocașul Khedira, Sami Khedira, de la Juventus, n-a făcut deplasarea la Madrid pentru această partidă. El, având o aritmie cardiacă și pentru a nu se risca nimic, a fost oprit la Torino. Se poate trata, nu e ceva grav, dar rămâne de văzut acum când va reveni pe gazon. În condițiile astea mă uitam dacă au mai scăzut cotele, dacă s-a mai schimbat ceva. Nu mare lucru, cotele sunt cam la fel, au mai urcat un pic, au mai coborât un pic, dar acum sunt iarăși cum erau astăzi undeva în jurul prânzului. Victoria la Atletico Madrid are o cotă de 2,95, egalul are cota 3, în vreme ce victoria formației oaspete a lui Juventus are o cotă de 2,85. Ce este interesant aici, s-a spus de partida de astăzi între Liverpool și Bayern München, că ar fi finala din optimi. Nici pe departe, după părerea mea, asta e finala din optimi, pentru că cele două echipe sunt cele care au jucat toate finalele din ultimii 4 ani. Evident, n-au câștigat niciuna dintre ele, dar au jucat toate finalele. În anii impari a jucat Juventus finala, iar în anii pari a jucat-o Atletico Madrid. Așadar, 2014-2016 a jucat Atletico Madrid și 2015-2017 a jucat Juventus. Ținând cont că avem un an par, deja se profilează un pronostic. Că suntem într-un an par, se profilează un pronostic. Da, referitor la partida din seara asta, suntem deja miercuri, surprinde cota la remiză, o cotă de 3 cazuri de pariuri. Ne cam așteaptă la un egal și, sincer, să fim și noi ne cam așteptăm la un rezultat egal. Sau, în sfârșit, ar fi rezultatul logic după ce au jucat cele două în acest sezon, în stagiunea de Liga Campionilor, în sezoanele anterioare, ținând cont și de momentul în care se joacă partida și miza meciului. Alte variante de pariere, oaspeții peste 4,5 cornere, o cotă de 1,84, gazdele cel puțin 3 cartonașe încasate, cota 2,02, o cotă mare, și oaspeții câștigă cel puțin o repriză, cota 1,98,
Noi o să avem un pariu pe cartonașe, este peste 4,5 cartonașe, meci cota 1,65. Cum spuneam, miza meciului este ridicată, în plus cele două echipe, Liga Campionilor este de asemenea, este trofeul la care cele două țintesc în acest sezon, pentru că în campionat nu au probleme, Juventus va lua titlul, Atletico Madrid va termina pe podium, sub sau peste Real Madrid, asta rămâne de văzut. În cupele interne, cupele interne au încheiat-o. Cu alte cuvinte, Liga Campionilor reprezintă pentru ambele singura întrecere cu adevărat importantă în acest moment. Referitor la acest pariu pe cartonașe, nici în faza grupelor cele două nu au fost foarte cuminți. 19 cartonașe încasate de Atletico, foarte multe, sunt doar 6 meciuri în grupe, 12 luate de Juventus, fiecare a avut și câte un cartonaș roșu. Spuneai de loturi, eu cred că va fi și un duel între Griezmann și Dybala. Dybala nu traversează cel mai bun moment al carierei sau cel mai bun moment al său la Juventus, dar sunt doi jucători extrem de eficienți în Liga Campionilor. Ultimele 6 partide de Liga Campionilor la Madrid, Griezmann a avut de fiecare dată ori asist, ori gol. Deci a fost decisiv pentru stabilirea rezultatului final. Dybala, 6 goluri marcate în ultimele 7 meciuri de Liga Campionilor, de asemenea un procentaj foarte bun. Și mai există încă o statistică, știu, pentru cei care... Eu țin la statistică atunci când îmi concep un pariu. Uite, Atletico Madrid nu a pierdut niciunul din ultimele 12 meciuri jucate acasă în faza eliminatorie a Ligii Campionilor. Este dar ar mai fi o statistică, Sabine, cea legată de Cristiano Ronaldo, pe care, iată, Atletico Madrid îl întâlnește din nou, plecat din Spania, probabil cei de la Atletico nu își doreau să-l revadă prea curând. Însă îl întâlnesc acum și Atletico Madrid e una din echipele lui favorite în carieră, a marcat numai puțin de 22 de goluri contra aceste echipe, așadar una din formațiile care probabil îl motivează când le are în față, așa că putem încerca și un pariu pe un gol al lui Cristiano Ronaldo, spre exemplu? Da, nici Cristiano nu este, nu știu, și nu are parcursul de la Real Madrid, dar da, Cristiano Ronaldo se poate evidenția mai bine în aceste întreceri, pentru că în campionatul intern, în Italia, în Serie A, Juventus nu prea are cu cine juca. În Liga Campionilor poate are altfel intră în joc și altfel o să se vadă realizările sale. Titular Ronaldo, alături de Mandzukic și Dybala în atacul torinezilor, Griezmann și Morata partea cealaltă. Hai să mergem și la cealaltă partidă de Liga Campionilor. Manchester City joacă pe terenul lui Schalke. are la calificare Manchester City. O cotă de 1,28 pentru a câștiga în partida din Germania, programată mâine. 6,40 este cota pentru un rezultat de egalitate, iar victoria lui Schalke 11,50. Practic, e cât se poate de evident că Schalke ar trebui să prindă o zi absolut miraculoasă și în același timp City să joace foarte, foarte prost pentru ca acest meci să aibă un rezultat dezavantajos pentru formația engleză. Iar în privința calificării, dat fiindcă se joacă tur-retur, șansele lui Schalke sunt ca ale porcului de Crăciun, nu? Așa se spune la noi. Da, da, da. Alte variante de pariere, peste 3,5 goluri, cota 2,38, și eu cred că e un pariu pe care se va investi în această seară de Liga Campionilor. Leroy Sané să oferă o pasă de gol, cota 2,80, peste 9,5 conere, cota 1,92. De asemenea, un pont bun. Eu cred că și Schalke va avea cornerele sale. Evident, Manchester City ar putea câștiga și această statistică alături de meci, pentru că City a avut noroc din plin la tragerea în solți, exceptând faptul că Schalke e trupă de Bundesliga, nu prea are alte argumente în acest meci. Sané joacă împotriva fostei sale formații, nu? Da, 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 împotriva fostei sale formații și mai sunt câteva idei interesante. Jucători de la Schalke care în această iarnă trebuiau să facă pasuri către Manchester City.
Da, Schalke, un sezon catastrofal, doar două poziții peste linia retrogradării, dar bine, distanța e mare, pentru că în subsolul Bundesligii lucrurile sunt cam clare. Dar 6 victorii pentru Schalke în 22 de etape, groaznic parcurs, a avut noroc de o grupă simplă în Liga Campionilor. Bine, a fost și meritoasă, asta e adevărat, pentru că și într-o grupă relativ simplă puteai să nu treci, mai ales în Schalke. A fost meritoasă, s-a descurcat bine, dar totuși cu City e foarte, foarte greu de crezut că o să mai poată face ceva de genul ăsta. Așadar, întâi mizăm pe goluri și apoi un pariu combinat. City câștigă și de asemenea are și mai multe cornere. Două pariuri care, mă rog, oricare dintre ele poate fi pus pe un bilet. Sabine, înainte să, nu știu, mai discutăm detalii despre partidă, dăm voie să citesc câteva dintre mesajele pe care le-am primit pe pagina noastră de Facebook. Irina Gavrilă ne spune în felul următor: aici va fi bombă la Schalke, aș încerca prima repriză 1x, adică să nu conducă City la pauză. City marchează 3+, ne scrie un alt respectator, Ionuț Mihai. Nici Atletico nu joacă strălucit, ne transmite Liviu Bățan. Juventus bate la Atletico, Manchester City câștigă la Schalke. 3-5 goluri în partida dintre Schalke și City. Ronaldo marchează doar din penalti, nici jocul lui nu e foarte bun, ne scrie Ciprian Țabrea. Atletico Madrid Juventus X pauză, X final, 2 pauză, 2 final la City și aici așa și trebuie gândită partida, cel puțin așa cred eu. Le dă cu terenul în cap nemților City, ne spune altcineva. Să facă Lyon 0-0 cu Barcelona chiar e surpriză. Nu e chiar așa mare surpriză, putea chiar să o bată, dat fiind că Barcelona abia după pauză și-a dat seama ce trebuie făcut, dar de-aia se joacă tur-retur, pentru că dacă ai comis-o în tur, mai ai o șansă în retur. Și Schalke, gândind în felul ăsta, Sabine, ce crezi că ar putea spera de la meciul de pe teren propriu? Eu mi-aduc aminte de, nu neapărat, e meciul de acasă, în sfârșit își pun probabil speranțe cei de la Schalke, dar mi-aduc aminte de un Schalke de prin 2015, tot în această fază a competiției, un retur cu Real Madrid, 4-3 la Madrid, după ce Real câștigase cu 2-0 la Schalke. Echipele germane sunt imprevizibile, dar eu cred că Manchesterul lui Guardiola nu mai are chef de glume. Acum a făcut el câteva lucruri așa în grupe cu Lyon, în sfârșit un parcurs mai greoi, dar nu prea mai e loc acum. Sezonul este și așa încărcat, lupta cu Liverpool de campionat, nu mai e timp de pași greșiți, de verdicte amânate, acum se joacă totul. În plus, o chestie pe care am remarcat-o la Manchesterul lui Guardiola, revin la această idee, joacă mult mai bine atunci când sezonul este încărcat și atunci când partidele sunt grele. Atunci când intră într-o stare din aia, meciuri mai la interval mai lung de timp, da? În sfârșit alte lucruri, parcă City, okay. Dar în sezon plin City joacă tot ce știe mai bine. Așa este, hai să mergem mai departe, o să vorbim și de o partidă de Europa League, cea dintre Sevilla și Lazio. Ca să câștigi când pariezi, ai